Firma care construiește parcarea de pe Alea Rozelor trebuie să reia lucrările acum că vremea este bună. Am emis ordinul de începere pentru parcarea de pe Alea Rozelor și sperăm că în cel mai scurt timp constructorul să se reapuce de lucrări pentru că vremea permite. Până în momentul de față a avut un ordin de asistare. În 4 luni, parcarea trebuie să fie deschisă, iar până atunci primăria va face și regulamentul de funcționare. În aproximativ 4 luni de zile ar trebui să fie finalizate. S-a stabilit regulamentul de parcare? Deocamdată nu, rămâne să lucrăm la el în timp ce constructorul își va finaliza această investiție. Lucrarea a fost realizată în proporție de 75%, valoarea acestei investiții fiind de 2,2 milioane de lei. Parcarea de pe Alea Rozelor va avea 50 de locuri. Autoritățile locale vor să construiască și altă parcare etajată pe Alea Muncii.